Data trecută, într-un episod foarte special al dramei totale Reuniunea Vedetelor, totul s-a rezumat la muncă în echipă. Sau lipsa ei. Crud, Corny. Grozav, dar crud. Provocarea, o luptă de poveste cu lipitori, a scos la iveală maniacul din fiecare, în special din Joe, și tocmai de aceea s-a tras apa în urma ei. Dar un act neașteptat de eroism a inspirat geniala mea permutare. Acum Duncan e erou, Courtney e răufăcătoare, iar eu sunt un geniu. Oh, și va fi urât în continuare! Răufăcătorii vor întrerupe oare șirul de victorii al eroilor? Aflați chiar acum la Dramă Totală, Reuniunea Vedetelor! Dramă totală, Reuniunea Vedetelor. Teroare gastronomică. Am crescut cu praf de terci. Mâncarea bogaților nu se compară cu chestia asta. Rumegușul îl face atât de gustos. Dezgustător! Pun pariu că fetele nu sunt tratate așa crud. Rectific. Aș vrea ca maestrul bucătar să renunțe la ideea de mic dejun servit la pat și să ne lase mai bine flămânzi. Ar fi mai uman. Mâncați tot terciul? Ce? Nu, dezgustător! Ești invitatul meu. Acum e și mai bun. Urât mirositor, soios, dar am nevoie de un aliat acum când am fost parașutat în echipa răufăcătorilor, deci... Surpriză! Bun venit în echipa eroilor, Duncan! Oh, o zic să priceapă toată lumea. Nu sunt erou! Cred că e o capcană. Vor să-i cred, după care, bam, mă elimină. Sunt șanse mari să se întâmple asta. Dar nu i-am lăsat să știe că mi-am dat seama. Deci, da, am mâncat tort. De parcă mi mâncam fericirea. Duncan în echipa eroilor, fanii o vor lua razna. Trebuie să fac o fotografie pentru blogul meu. Să cântăm cântecul de bun venit. Hai să nu facem asta. Aparatul care mă ține acolo. Eu i-am spart telefonul? Totul va fi bine, Sierra. Ba nu va fi bine deloc! Țineam în el 500 de poze de top cu Cody! Atunci refă-ți imaginile în minte! Bine, dragi Cody! Oh, mi-e dor de iubita mea malefică. Pariez că se distrează. E un coșmar. M-am întors la Drama Totală doar ca să mă împac cu Corny. Dar acum mă detestă mai mult ca niciodată. S-a întors pentru mine? Da, cum să nu? Probabil că știa că trag cu urechea, dar... Dar cum? Bun, acum că s-a înseninat, mișcați-vă șuncile îmbibate cu apă pe plajă pentru chelfănea zilei. Adică, provocarea zilei. Bun venit, concurenți! Înainte de a începe, să-l aducem din exilul de azi noapte pe Cameron. Bine, întrebarea 1. Cum de mai ești în viață după o noapte pe insulă? Și 2. De ce duhnești în halul ăsta? Simplu. Între sezoane am citit ghiduri de supraviețuire în sălbăticie. Dacă reușești să te umpli de aroma celui mai rău animal din pădure, atunci toate creaturile te respectă. Nu chiar toate. Exact asta ar fi făcut și Codița.
posta asta pe net. Din fericire am și niște bandă adezivă pentru reparații de urgență. Lăsând revelațiile dezgustătoare deoparte, e ora provocării! Maestrul bucătar nu a avut timp să gătească micul dejun echipei care a pierdut, pentru că a fost ocupat cu astea. Clătite! Exact! E timpul pentru un concurs de mâncat. Fiecare membru al echipei are la dispoziție un minut ca să înfulece cât de multe clătite încapă în el. Când timpul rezervat unui erou pentru a mânca s-a scurs, va auzi asta. Iar răufăcătorii vor auzi asta. După care va trebui să parcurgeți o cursă cu obstacole cauzatoare de indigestii. Cursă cu obstacole? Da, și amintește cumva de cursa talentelor aiurite din sezonul trecut, cel puțin în părțile mai grele. Mai întâi trebuie să treceți de aceste posterioare săltărețe. Deloc ușoare. Apoi veți ajunge în zona făcălețelor rotitoare. Iar un impuls de la teascul cizmă vă dă avânt spre linia de sosire. Nu va fi prea greu. Serios? Nu voiam să adaug și asta, dar din moment ce Scott nu e impresionat, să vină! Salutați prietenul meu metalic! Eu îi spun învârtitorul de salată. Finalul perfect pentru o cursă extra gazordinară. Și cum funcționează? Probabil într-un mod dureros? Nu știu, nu am avut timp să-l testăm. Bună treabă, Scott! Și da, sunt sarcastică! Ce e? Ce e? Ești drăguță când te înfuri. Apropo, concurenții trebuie să parcurgă traseul fără a... regurgita, pentru a se întoarce în rând și a rămâne în joc. Dar, dacă dau pe afară, sunt eliminați, lăsându-și coechipierii să mănânce fără niciun fel de ajutor. După ce ați terminat cu clătitele, trebuie să mai parcurgeți odată cursa cu obstacole pentru a câștiga. Pe locuri, fiți gata? Start! Avem nevoie de un lider al echipei și cred că tu ai fi cea mai potrivită. Ce să-ți spun? Bine, intri înaintea mea, dar ar fi bine să-ți fie foame. Cum dorești. Wow! Oh, da, ar putea fi și ceva capcane și ingrediente surpriză în acele clătite. Astea sunt afine? N-am mai auzit de ochi de pește să fie denumiți astfel, dar da, sigur. Și Sierra e eliminată. Cine urmează? Intru eu în joc. Hai, Cameron! Hai, Cameron! Hai, Cameron! Hai! De când trimit eu bezele? Pentru Alejandro a expirat timpul pentru mâncare. Acum urmează partea cu chelfăneala. Văd niște mișcări grozave la Alejandro. Și continuă să impresioneze și pe făcălețele rotitoare. Da! Deci așa funcționează. Plătitele au fost atât de bune că le-am mâncat de două ori. Chris va plăti pentru că a râs de mine. Nu prea cred, Al. Praf în loc de creier, tu urmezi. Mă doare stomacul din cauza terciului. Așa se întâmplă când mănânci multe bunătăți. Lasă văicăreala și dă gata haleala. Sau cum îi mai ziceți pe la fermă? Păi, dacă așa spui... Și nu îmi mai zâmbi! Iar dacă răufăcătorii conduc, Cameron se bucură din plin de joc. Fugi, Cam! Greutatea mea împărțită la unghiul perfect, ori teama de eșec, îi dau drumul! Sunt plin ca un curcan de ziua recunoștinței. Fugi, Scott! Fugi ca și cum viața ta ar depinde de asta, pentru că așa e! De ce să fiu eu următoarea? Sunt capitan de echipă, fiindcă eu am spus! Ce? Dacă nu dau pe afară, aș putea să dreg lucrurile cu Courtney și să câștig!
Rodi? Următorul! Nu e corect! Nu a ajuns la învârtitor! L-am scutit de asta. Durerea lui a fost plăcerea noastră. Care echipă va termina prima acest mic dejun spectaculos? Aflați după pauză! Ne-am întors și vulturii sunt în avantaj, dar pentru cât timp? La o parte, e rândul meu! Dacă o strici, o cumperi, Scott! Prea mult terci și-a luat de clătite! Stomacul meu parcă ar cântări o tonă! Aș dori puțin ajutor! Și Scott poate mânca din nou! Poți face asta! Înfulecă și câștigă! E ușor! Ce spuneai? Nu mă duc după Gwen, sigur va lăsa o capcană pe acolo. Cred că acum e prea ocupată pentru a face asta. Bine, mă duc eu, dar dacă pierdem, Gwen pleacă acasă. De acord? De acord. Răufăcătorii au terminat două treimi din clătite, dar se pare că eroii trebuie să-și crească pofta de mâncare. Și nu cu puțin. Străduiește-te mai mult, Chris! Așa! Wow, iubito, nu arăți prea bine! Nu-mi pasă de felul în care arăt, dar uitați-vă ce buze am! Parcă sunt două râme care se bat în stradă! Eroul Duncan e în față și răufăcătoarea Gwen are o nouă nuanță de verde! Gwen, ești bine? Haide, poți face asta! Cu faza asta, Gwen mi-a adus aminte de catapulta rușinii! Treci pe bancă! Și Duncan e la învârtitorul de salată! Eroii au nevoie de încă un mâncău! Intru în joc! Chiar dacă aș avea acces la personalitățile mele alternative, nu cred că m-ar ajuta. Svetlana mănâncă numai legume, Vito numai carne, Manitoba detestă carbohidrații, iar Chester s-ar plânge că e prea mult sirop. Gelatină verde! Luați-o de pe mine! De ce a luat-o Razna? Strică puțin haos. De ce râd oare când îmi vine să dau pe afară? Și Courtney ajunge la învârtitor. E normal ce se întâmplă. Am văzut viitorul. Trebuie să nu mai mănânc prăjituri. Te pare că răufăcătorii sunt pe cale de a simți gustul victoriei și al unor pantofi vechi pe care i-am pus în clătitele lor. Bucurați-vă de cabana înfrângerii! Gata cu micul dejun, Alejandro! E timpul pentru prânz! Zoe, ștafeta! Preiau ștafeta! Nu se poate! Nu apare așa ceva în reguli! Ba da, dacă și unul dintre răufăcători predă ștafeta. Dă ștafeta cizmelor mele de firmă, haide! Bine, dacă trebuie să fac asta. Poți face asta, Samuel-san. Înțeleptul nu joacă jocul, ci se lasă jucat! Hai, Sam, o poți face! Adică nu contează, fă ce vrei, mie nu-mi pasă. Nu e nimic rău să ții la echipă. Ce e? Ceva din vocea ta mi se pare extrem de familiar. Eroi și-au revenit, oameni buni! Acum sunt umăr la umăr! Furnici de foc! Haide, omule! Da, Sam, termină primul clătita! Mi-am întesat totul în gură!
Sam, cursa cu obstacole! Ce? Care? Haide! Ale, și cum te mai cheamă? Nu te mai obosi! E clar că nu e bun de nimic! Al, a terminat clătita răufăcătorilor! Cursa spre linia de sosire începe! Ah, am nevoie de putere! Haide, Sam! Haide! Ți-o iau înainte, pici jucător! Nu sunt pici jucător! Sunt bărbat jucător! Da! Nu așa de repede! Da! Pierzătorul rămâne aici! Și eroii câștigă! Da! Bărbatul jucător a fost la înălțime. N-a fost ușor, dar eu și stomacul meu de fier nu degeaba ne-am ales cu interdicție în localurile cu bufet Barney din toată țara. Știam eu că nu e în stare. Unde e Courtney? Alo? M-a ajutat puțin? Dacă n-aș fi fost, eu am fi pierdut la o diferență mult mai dezonorantă. Dar totuși am pierdut, nu-i așa, Alejandro? Atunci cred că în seara asta voi fi nevoit să mi-au rămas bun. Niciunul din noi nu va dormi în cabana pierzătorilor, suntem tari! Fiți atenți, concurenți, trebuie să fac un anunț șocant. Azi, voit sau nu, Gwen nu a mai avut nicio surpriză neplăcută pentru Courtney. Ziua încă nu s-a încheiat. Și după ce am revăzut filmările de azi și am râs mult, am ajuns la concluzia că eroii, de fapt, nu au câștigat provocarea. Dar Sam a câștigat primul clătita și cursa cu obstacole. Sam, vrei să te ridici, te rog, și să scoți tot ce ai în buzunare? Am păstrat o bucățică în cazul în care sunt nevoit să mă duc din nou pe insula oaselor. E un loc groaznic! Îmi pare rău! Eroii au gafat, iar răufăcătorii au câștigat! Da! Super! E timpul să eliminați pe cineva, eroilor! Am ajuns la ultimii doi concurenți. Cine va primi ultima în albă? Să fie oare Sam, ascunzătorul de clătite, sau Sierra, risipitoarea de clătite? Și ultima în albă se duce la... Sierra! Se pare că nu aveai nevoie de un plan alternativ pentru insula oaselor. Sam, ești eliminat. Îmi pare rău că am dat-o în bară, dar ați fi făcut și voi la fel. Asta dacă ați fi fost în locul meu și ați fi petrecut o noapte în acel loc groaznic. Apropo, care câștigător își va pierde, de fapt, speranța la noapte pe insulă? Eu! Merg eu! În sezonul trecut am găsit statuia invincibilității rapid și acum am o noapte întreagă la dispoziție. E ca și a mea! Vreun discurs final înainte de... știi tu... Vreau să spun că... Păcăleală! Alo, am cam rămas înțepenit aici. Parcă trebuia să rezolvi problema cu presiunea apei. În sfârșit, răufăcătorii câștigă din nou. Dar vor fi în stare să repete figura. Poți să te oprești puțin? Aflați data viitoare la Dramă Totală, Reuniunea Vedete!